Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai multe pensiuni turistice de pe clisura Dunării invită elevii care vor să lucreze pe durata vacanței să li se alăture, scrie G4 Media. Se caută ospătari, barmani. Acum eu nu cred că elevii pot fi barmani. Depinde ce, cu alcool, nu cred că... depinde ce studiază. Uiți că la mare erau niște copii care ne serveau la hotelul unde stăteam. Cred că erau picolo mai degrabă, mai degrabă de barasau. Picol, da. Nu, mă, nu, ba nu, erau... Nu cred că poți să pui un adolescent, adică dacă e minor, să vândă alcool. În fine, nu contează. Adică, nu știu, caută personal. Ospătar, barman, personal pentru bucătărie, personal pentru curățenie. Deci de lucrat. Voi ați lucrat, mă, vreodată pe perioada verii? Nu, nu era la modă. Nu era la modă, nu? Mai v-am povestit. Tu ăsta a lucrat, a vândut sucuri. Eu am lucrat oricum de la 16 ani, așa că lucram și vara, și iarna, și toamna, și primăvara. Ăștia care s-au apucat de radio, prima generație, au dat lovitura. Parte face și George Zafiu. Ieri am încercat să înțeleg dacă ești deja milionar pe ascuns, că a intrat un DJ și l-am întrebat el cât câștigă. N-a vrut să spună, dar zic că mai are încă un job, deci nu cred că e chiar milionar. Da, zic că după ani de zile face bani buni. Așa s-a exprimat. Dar n-a spus cât. Milionar mai mic. Ideea e că ăștia, generația lui George, de oameni de radio, ca și generația de oameni de televiziune, de la Pro, știi? Da. Vezi, lucrează și acum de la toți. De la Pro, când de la ai pe Vlad în față. Că el nu mai lucrează. Păi da, dar s-a apucat în perioada aia. N-a fost a doua generație. Prima a fost Tele7. Nu, hai să râzi, eu am început să lucrez în televiziune înaintea ProTV-ului. Serios? Dar cum să lucrezi? A fost la Tele7. La Tele7. Pe vremea când nici liftul nu mergea în clădirea aia. Da. Dar a avut ghinioc că a fost postul desfințat. Da. Că dacă erai la ProTV, erai acum cu busul, cu dedul, cu toată brigada. Știi că eu fac parte din puținii tâmpiți din țara asta care l-a refuzat pe Sârbu, cu Adrian Sârbu, de două ori, când era în plină glorie. Și uite ce bine ai ajuns. Da, l-am mai refuzat odată, acum că nu mai era chiar așa în glorie, dar l-a refuzat de două ori. Da, tragedia e că lucrăm cu tine. Acum, altfel era, mă rog, interesant. Da. În fine, zice voi că ăștia de radio, ăștia s-au apucat toți la 15-16 ani, toți meserie juvenilă. Da. Și au rămas acolo, știi? Da. Adică... ce vrea să spună, ce poți dori mai mult? Că foarte nu mai scapă de mine. Că nu mai scapă de tine, da. Da. Tu ai lucrat la sucuri, e adevărat, când eram eu, nu se putea, adică nu era moda la radio, asta. Vindeam sucuri. Să lucrezi, da, aveai posibilitatea să câștigi bani cu adevărat, dar nu te-ai prins și ai venit la radio, asta e. Că te-ai făcut șef la sport. Dacă intrai în industria de sucuri, tăticule, de frații, de Chemical Brothers, cum îi cheamă? Micula. Așa. Da, vindeai trufii creș. Trufii creș. La noi nu, pe vremea aia nu era moda să lucrezi în vacanță, dar te trimitea școala la practică. La aduna borcane, la alea. Alea bașca, la porumb, la nu știu ce. Dar alea erau muncă forțată. Se pleca la CULSD. Da, nu? Aia era muncă forțată, dar te duceai în practică la fabrică. Și eu așa am cunoscut industria comunistă, când ne-a făcut cunoștință la practică, eram în clasa 10-a și ne-a dus în atelier. Atelierul aici, unde e Mall Promenada, era o fabrică. Fabrica s-a dărâmat, s-a făcut un mall, că s-a schimbat. Da. S-au schimbat prioritățile. Nu v-ar fi dus la mall. Da, exact. Și fabrica, mă rog, nu făcea mare lucru, că asta era în anii 80, cam totul era falit, dar ne-au făcut cunoștință cu domnul tovarăș, un muncitor Gică. Și tovarășul muncitor Gică ne-a adunat, s-a uitat cu dispreț la noi, ne-a dat niște capace să punem niște șuruburi la niște capace. Și capacele alea erau gata vopsite, trebuiau prinse pe ceva. Complicat. Șuruburile erau foarte subțiri, erau șuruburi de 3 ori 40, deci erau șuruburi lungi și înguste. Ne-au dat vreo 2 șurubeni și a zis, hai, acum înșurubați-le. Noi nici nu prea eram îndemânatici, în jumătate de oră cred că a reușit să punem 3 capace, că trebuia să pui câte 3 șuruburi la fiecare capac. Era nasol, nu mergea treaba. Și s-a întors să stă după jumătate de oră, s-a uitat, s-a luat cu mine de cap. Păi ce ați făcut, mă, n-ați terminat? Păi toșu, Gică, nu, cu vopseaua nu se înșurubează, am zis eu, care simțeam nevoia să fiu purtătorul de cuvânt al grupului. Și s-a uitat la mine, bă, zice, nu așa se face, nimic nu știi, să, la școală degeaba. Și s-a așezat pe un scaun, de la într-o rână, așa, rupt pe toate părțile, cum erau scaunele din fabrici comuniste, a prins capacele frumos între genunchi, a potrivit 3 șuruburi pe găurele, bă, și a scos din buzunar un ciocan de un kil. Și dă-i. Bă, când i-a lovit, înțelegi, dintr-o lovitură, le-a băgat, știi, câte unul, zdrang, a rămas cu gura căscată. Și a zis, vedeți, bă, așa se face. Și eu, normal, l-am întrebat, că zic, da, acum, dacă vrea cineva să desfacă,
evident că filetul de la șuruburile astea sunt sus dracul, băi, era nimic. Zic, da, dacă vrea cineva să desfacă aceste capace, tu așugică, cum face? Zic, mamă, l-am prins. Și ăsta scoțând din celălalt buzunar o sticluță de aia de ojă, roșie, cu pensuliță, desfăcându-o, zice, nu mă desface nimeni, bă, că acum se sigilează. Și a dat ojă pe deasupra. Și ăsta a fost primul meu contact real cu industria comunistă. Cu industria comunistă, știi? Înveți foarte multe lucruri când te duci să lucrezi. Bun, sigur, acum s-au schimbat vremurile, e altceva. Am prieteni care își trimit deja copii, am un amic, un prieten bun, de fapt, nu amic, un prieten bun, care își trimite copilul și l-a trimis să lucreze într-o băcănie. Ca vânzător, să transporte lucruri pe acolo, este în clasa 11-a, ca să învețe ce înseamnă viața adevărată. Și îi place? Domnici, că a fost surprins. Că se asizezi din ce spui tu, că prietenul, amicul și-a trimis copilul, nu copilul. Da, și-a trimis copilul. A avut inițiativa de a lucra undeva. Mi s-a părut că are senzația că banii se câștigă ușor. Și atunci a zis, ia du-te să vezi cam cum se câștigă de fapt banii, cu ce știi tu să faci, că în momentul ăsta nu știi să faci nimic. Uh-huh. Adică dacă nu te apuci să înveți serios ceva, o să rămâi necalificat. Du-te și fă muncă necalificată să vezi ce înseamnă. Poate că genul ăsta de activitate ar rezolva atunci când tinerii termină facultatea și problema cu vechimea. Uh-huh. Și că atunci când te angajezi, contează foarte mult să ai experiență. Da, înveți să lucrezi pe perioada vacanței, ca tânăr, ca student sau chiar și ca elev, este ceva obișnuit. Adică se întâmplă în foarte multe țări. Da, cred că și la noi se întâmplă tot mai des. Da? Da. Tu îi trimiți pe Ștefan, îl trimiți că e mare acum. Acum trebuie să-și dea examenul și vedem după aia cât de repede scăpăm de examen. Adică dacă mai e nevoie de contestații de alte fentele toată vara. Dacă nu, da. Ai fi la el ce vrea să-l trimiți? El vrea? Da. Ce vrea să lucreze? Nu știe. Dar vrea să lucreze ceva, dar vrea ceva, să facă nu? Ceva, da. Și cred că îl trimit la Atera sau ori. Am vorbit cu Adi. Păi nu mă trebuie să-l trimit, doar să muncească unul. O zi. Să stai la grătar. Mamă, și ce se pune pe carte? Știi cum e să stai acum la 38 de grade? Mie mi-e milă de băieți, de, mi se rupe inima de aici, mai ales că îi și știu pe toți de mici. Ia uite, mesaj de la un prieten. Fiica mea lucrează într-o brutărie pe vacanță. Câți ani are? Da, haideți, ia, sunați-ne 0372069599. Vă încurajați copiii să lucreze pe durata vacanței? Și să facă ce? Cei care ați făcut-o, ce au mai lucrat. Da, cei care ați făcut-o, ce ați vrut să obțineți și ce ați obținut? Dar nu neapărat pentru părinți, și pentru adolescenții care sunt pe recepție. Ieri am vorbit, ne-a sunat o liceancă de clasa 11. Da. Deci știm că sunt și elevi din clasele mari pe recepție. Uh-huh. Mai tineri, mai copii. Copii, ce să zic așa, mă, lucrați pe perioada vacanței, ați încercat vreodată, ce ați făcut, care este experiența, ați învățat ceva, ce ați înțeles din asta? 0372-069-599, sunați-ne să vorbim un pic despre asta, puteți să ne dați și mesaje audio dacă n-aveți timp să sunați, 0728-3D1-3D2. Vă, v-ar plăcea să munciți în concediu? Serios, mulțumim tare mult, Gabi, pentru mesajul tău. Eu am mai muncit în concediu, da, așa, ca influencer. Toți cred că da, foarte interesante mesajele voastre. Hai să vedem dacă putem să dăm cât mai multe și să luăm și telefoane. Începem cu mesaje, uite. Ia. Bună dimineața. Am un băiat care acum este student la București, la ASE, dar pe timpul liceului, să știți că a lucrat începând din clasa a noua în fiecare vacanță. Și nu l-a trimis nimeni, el și-a dorit să meargă ca să aibă bani. A început în clasa noua să lucreze la o firmă care făcea sandvișuri și, cum zice Luca, stătea la căldură la din astea, dar nu s-a lăsat. Pe urmă, în clasa 10 a lucrat la o spălătorie, în clasa 11 tot așa s-a dus și a lucrat într-o firmă din asta care făcea mâncare și în clasa 12 când a terminat, după bacalaureat, a plecat jumate de an în Belgia. N-am plecat la facultate din prima, a văzut cât e de grea viața, că nu se fac banii atât de ușor și a zis, tata, te rog frumos, ajută-mă să fac o facultate. De fapt, noi vroiam să-l susținem, iar vrea să muncească, să-și facă repede bani, să aibă banii lui și uite așa
dată am învățat ce înseamnă viața. Foarte bună lecție. O zi faină, Marius de la Baia Mare. Mulțumim, Marius, pentru mesaj. Foarte bună lecție. Știți ce puteți să faceți ca să-i încurajați pe cei mici să lucreze totuși ca să câștige niște bănuți? Să le dublați banii câștigați într-o anumită perioadă și atunci sunt direct interesați și e și o lecție foarte bună. Mai ales dacă nu sunt suficient de mulți aia pe care îi câștigă singurii. Dar să vedem cum o să înțeleagă părinții cu Dragoș, care are 11 ani. Și ne salută și ne scrie că el vara trecută a vândut nuci și a făcut foarte mulți bani. Aha. Bravo, să bravo, bravo. Mulți oameni de afaceri au început bravo, înțelegând ce înseamnă valoare adăugată și profitul pe ocuparea unui loc, mă rog, în piață. Ce? Ca părinte cred că ți-e greu. Știi că sunt mulți oameni de ăștia de afaceri care de-abia au terminat liceul, dacă l-au terminat și pe ăla. Hai să mai vedem o experiență. Cam filme, hai. Altfel. Bună dimineața, băieți. Mă numesc Ion, sunt din Pașcani. Ca să răspund întrebării dumneavoastră, nu-mi încurajez pe cel mai mare dintre copii, fata care este la facultatea de 20 de ani, să lucreze pe timpul vacanței și am un motiv bine întemeiat. Așa cum noi adulții avem nevoie de pauză după muncă și ei au nevoie de pauză și vacanța este bine meritată. Însă, așa cum am educat-o noi, lucrează în permanență în afară de facultate și își face bănuții ei. În afară de a studia la facultate, își face alte activități și face bani pentru buzunar. Face portrete, mai pune un Windows pe partea de IT. Deci muncește în timpul anului și se bucură în vacanță. Da. O zi bună, vă doresc. Bună abordare! Mulțumim! Ruxandra, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Ruxandra! Te rog! Păi, eu încurajez și pe copiii mei să muncească. Da. Și... câți ani au? Sunt așa un evantai de la, începând de la 17, aproape 18 imediat. Da. 15, 14, și 10, 5. 5. Oh, 4 copii. Să strească, bravo. Cred că e distracție mare. 5 bucăți. Cei mari 5. Muncesc, wow. Da? Avem o afacere de familie și fetița mea cea mai mare, cea mai fată și 4 băieți. Fetița mea cea mai mare a lucrat cu mine de când am pus spatele afacerii. Și acum fiind clasa 12 a lăsat așa un pic mai ușor, dar încă ajută. Dar o plătești pentru ce face? Bineînțeles. Și bineînțeles. Este angajată cu carte de muncă, cu contract, absolut tot a fost angajată. Da, ceilalți doi vin din urmă și ajută și ei din ce nou domeniu? În afacerea familiei. O brutărie artizanală arăbească. Este foarte interesant domeniu. În ce oraș, dacă putem... La Brașov. La Brașov. Dacă deschideți și în Corbeanca... Da, primiți și tineri de 4-7? Da. Bun. Nici problemă. Cine vrea să lucreze, e binevenit. Și ce au învățat copiii? Adică ce simți că au învățat copiii din această experiență? În primul rând, fiica mea, după ce a început să lucreze serios, a venit într-o zi și mi-a spus, bă, tu știi cât de tare mă ajută pe mine la școală? Mai ales momentele în care avem muncă intensă, deci avem foarte mulți clienți, avem foarte multe... De ce oameni, o ajută? De ce o ajută la școală? Prioritizează altfel lucrurile. Își dă seama ordinea în care trebuie făcute, își dă seama cum să-și gestioneze timpul mai bine. Mulțumim, Ruxandra, mulțumim, Ruxandra. Foarte interesantă experiența ta, dar încercăm să luăm mai multe telefoane. Florentina, bună dimineața. Bună, Flore. Bună dimineața. Aș vrea să vă spun pe scurt așa povestea fiicei mele, care în momentul ăsta are 23 de ani, este student în ultimul an la Politehnică, da. Și care singura a avut inițiativă de a lucra în timpul vacanțelor. Începând cu 16 ani, când avea drept de muncă, pentru care am semnat să poată lucra, a încercat mai multe joburi, de la casier în benzinărie, în call center, a lucrat pe internship într-o multinațională, exact cum spunea și doamna dinainte, a făcut mai multe lucruri. Dar de ce a vrut? Că zici că ea a vrut. De ce? Deci ea a avut inițiativa, a zis întotdeauna, mami, vreau să am banii mei. Să nu-și cer tot timpul pentru lucruri mărunte, pentru lucruri care poate tu le consideri inutile sau poate crezi că sunt niște mosturi. Corect. Mulțumesc, Florentina. Mai avem timp pentru... Doar câteva secunde pentru Justin. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți!
Te rog. Am doi copii mici și cu siguranță o să-i încurajez să lucreze și ei, așa cum am făcut-o și eu. Uh-huh. Tu ce ai învățat lucrând în adolescență? Ce ai învățat din asta? Responsabilitate, disciplină, ajutându-i pe părinți de mici. Uite, eu la 19 ani am fost cu work and travel în state, uh-huh, și aveam prieteni și colegi care s-au întors după 3 zile plângând, au pierdut toți banii pentru că n-am mai făcut asta niciodată. Uh-huh. Dar eu, având experiența din spate, m-am adaptat imediat și... Da. N-am avut nicio problemă, deci, mulțumim mult, Iustin. Mulțumim pentru mesaje, da. Experiențe foarte interesante. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.